Firmele de consultanță sunt pe fază, uh, cum se zice. Urmăresc măsurile lansate de, pe banii europeni, uh, contactează uh, potențialii beneficiari și trec la treabă, adică întocmesc proiecte. Uh, cunoaștem acum un consultant financiar care ne va povesti uh, cum să luăm bani europeni și ne va spune și câteva secrete, din mai mari sau mai mici, din meseria dumnealui. Pentru ce ar putea un fermier să apeleze la serviciile dumneavoastră? Uh, practic uh, facem absolut tot ce înseamnă zona de scriere a unui proiect pentru finanțare, pregătim aplicațiile pentru finanțare, facem inclusiv partea de proiectare, proiectul tehnic necesar pentru înființarea fermei vezi și așa mai departe. Am ajuns chiar în postura de a face absolut tot lanțul, inclusiv partea de implementare, partea de achiziții și plăți și mergem până la turnkey project, așa cum se numesc cheile, adică putem face absolut tot până la cheie, la pornirea la cheie unui proiect. Concret, spuneți pentru un fermier ce trebuie să facă, care ar putea fi pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a înființa o plantație pomicolă? Nu are foarte multe lucruri de făcut, dar sunt câteva elemente esențiale. Primul element este terenul, deținerea terenului. Locația în care se află terenul trebuie verificată pentru a vedea ce anume culturi sunt cele mai potrivite a fi înființate în zonă, după care un studiu pedologic asupra terenului este foarte important, care dă caracteristice fizico-chimice și toate elementele necesare pentru a stabili între toate speciile care pot fi Practic, cultivate în zona respectivă, care este cea mai potrivită, după care noi asigurăm o evaluare a plantației, în care îi dăm mai multe variante. Fi o evaluare a terenului pe care ar putea înființată... Nu, 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 da? nu evaluarea terenului, ci care ar fi cea mai bună posibilitate pe care o are în două, trei scenarii de a face în zona respectivă. Spre exemplu, ar putea să facă o plantație de nuc sau poate să facă o plantație combinată nuc și alun al sau este uh, mult mai util să facă o plantație de cireș sau o plantație combinată de păr, gutui, etc. Deci toate aceste elemente noi le studiem pentru uh, zona respectivă și îi oferim uh, omului alternative pentru a putea alege, în speță, având și anumite caracteristici economice. Practic, analiza noastră are la bază un studiu tehnico-economic. Bun, deci trebuie să ține până la urmă seama de teren, de calitatea Sigur. terenului și de condițiile agrometeorologice. De calitatea terenului, de dimensiunea terenului, practic de dimensiunea investiției, pentru că și asta contează, există mai multe categorii care sunt clasificate în ferme mici, medii, mari și așa mai departe. Deci, funcție de toți acești factori, noi venim cu un scenariu concret și atunci omul are posibilitatea să aleagă. În momentul în care omul s-a decis să, să realizeze vințarea pomicolă, de aici înainte întocmim studiul de fezabilitate și dosarul de finanțare, depunem dosarul de finanțare și pentru aprobare și la momentul aprobării acestuia, în paralel, realizăm și proiectul tehnic astfel încât să eliminăm din timpii morți pentru a reduce la maximum acest efort. În colaborarea care o avem cu Institutul de la Mărăcineni, oamenii primesc inclusiv o mulțime de sfaturi practice de la cercetători cu experiență foarte vastă în domeniu vis-a-vis -vis de modul în care trebuie să utilizeze materialul săditor, pentru că, de exemplu, la nuc trebuie comandat cu 2 ani înainte ca să faci plantația. Sigur că, din păcate, toate lucrurile acestea nu au fost luate de autorități în vedere în momentul când s-au lansat submăsurile, dar noi încercăm să ne adaptăm situației și să putem maximiza, practic, absorpția fondurilor europene în beneficiu fermierilor români. Se vorbește în ultima vreme tot mai mult despre de transferul de inovație. Ce puteți spune despre asta. Asta este o altă măsură, măsura 16, 16.1 este dedicată pomiculturii, care este o măsură foarte bună. Uh, asta ar putea să ajute extraordinar de mult, inclusiv institutele de cercetare, care după cum foarte bine știe toată lumea, sunt într-o uh, mare nevoie. Au ajuns, din păcate, cenușerea sa uh, ram acestei ramuri, cu toate că altă dată ne puteam mândri cu ce se făceau și dacă ne uităm aici la Mărăcineni și vedem ce s-a realizat înaintea noastră aici, ne dăm seama că nu vom putea... Ce potențial avea? Trebuie doar să conștientizăm și factorii de decizie care în momentul de față au frâiele în mână să conștientizeze că aici trebuie investit și nu în tot felul de uh, aiureli de care oamenii nu prea au nevoie. Pentru că aici, în inima cercetării, există elemente pe care nu le mai găsești în altă parte. Aici există și un fel de, cum să vă spun, ca și biblioteca națională. Uh, o o, o, o colecție de, genuri. Simt, colecție de, o de, o de, de soiuri și de uh, tipogenuri de excepțională asta este o valoare inestimabilă dacă asta s-ar distruge de unde ar mai putea România să facă așa ceva ori tocmai aici e nevoie de investiții, iar măsura pe care tocmai sub de fapt despre care ați discutat măsura 16, submăsura 16.1 ar putea veni ca un uh, element de uh, sprijin în această direcție totuși trebuie să insist asupra faptului că investiția în cercetare este uh, extrem de necesară și fără o investiție consistentă și serioasă în partea de cercetare nu putem să avem să pretenții viitor. Noi ne străduim pe partea de inovare, să găsim soluții să și împreună cu cercetătorii, că vă spun, oamenii de aici, de la Mărăcine, sunt niște oameni excepționali. Au niște elemente pe care n-ai unde să le găsești. Ei, nu doar ce scriu în cărți știu, au în minte experiența de viață care nu întotdeauna se poate așterne pe hârtie, dar care doar dacă vede o anumită situație sau o anumită analiză, o anumită chestiune, își dă seama intuiția, îi spune care ar fi soluția mai bună. Noi ne-am confruntat în anumite situații de colaborare cu dumnealor pe anumite elemente și am constatat că, într-adevăr, sunt o resursă excepțională pentru dezvoltarea acestei țări. Pentru că oamenii ăștia știu mai mult decât am putea citi vreodată. Corect, așa este. Domnul Pascu, vă doresc mult succes în colaborarea și între, în transferul acesta de inovare până la urmă de la Institutul de Cercetare și de la institutele, probabil colaborați și cu alte entități de cercetare, transferul de la aceste instituții către fermieri. Noi încercăm să facem tot ce putem, ne dăm toată silința, însă fără o finanțare semnificativă, care trebuie să vină înainte de toate din zona guvernamentală, aceste institute nu vor mai putea supraviețui pentru multă vreme și va fi o mare păcat acest lucru. Noi sperăm totuși că poate și cu ajutorul dumneavoastră să tragem un semnal de alarmă și cei uh, care pot face acest lucru, primul ministru Victor Ponta, uh, Daniel Constantin, ministrul agriculturii, să uh, decidă în a uh, face uh, o serie de acțiuni, să ia măsuri pentru a împiedica degradarea ulterioară a acestor institute, pentru că uh, numai dacă vii aici și vezi poți să înțelegi ce bogăție are țara asta într-un asemenea institut. Din păcate, chiar dacă au venit destul de des, aș putea spune, factorii de răspundere la care făceați referire prin aceste stațiuni tot n-au luat măsurile necesare. păcat. Sper, să sperăm că măcar în al 15 de această oamenii se trezesc și realizează cât de important este să avem o cercetare bine pusă la punct în România. Speranța moare ultima și cum știm, oamenii politici sunt vremelnici în funcție, poate ne dă Dumnezeu și mai că Dumnezeu și vor veni alții care să poată să facă ceea ce astăzi nu fac în continuare.